Casa de pe canalul Rareș Vlogs. Și astăzi vă voi arăta cum să bătesc corect o lovitură de la o lovitură de pe diaps, o lovitură de la 11 metri, cum vreți voi să spuneți. Așa că alături de mine astăzi este prietenul meu Alex. Ia zi. Salut! Ce faceți? Eu azi o să fiu cameramanul lui. Deci nu stau în poartă, o să-l filmez astăzi. O să stea, poate, o să-l punem și în poartă să vedem cum se descurcă Alexandru. Nu o să stau eu în poartă. Nu stai? Nu. Ia uite. Astăzi vă voi învăța să bageți la 11 metri. În primul rând, trebuie să știți că trebuie să o dați, să o băteți ori la colț, ori în vinclu. Depinde cum doriți să faceți asta. Eu prefer cel mai mult să o bat sus, în vinclu. Dar puteți să bateți și să nu trageți pe mijloc sau la semi-înălțime, pentru că aceste lovituri sunt cele mai ușor de apărat pentru portar și vă vor apăra loviturile acestea. Așa că o să încep cu o lovitură în colț stânga, o lovitură puternică. Cam așa ar trebui să fie. Cam așa ar trebui să fie o lovitură puternică. Deci, după cum vedeți, băieți, el a dat acum o lovitură puternică în colțul stâng. Ei bine, acestea sunt cam imposibile pentru portar să le apere, este greu, deoarece sunt foarte bine puse și foarte puternice. Și atunci clar nu o să portarul n-o să apere. Acum o să dau o lovitură în vinclu stânga, rămânem tot în stânga. Și o să vedeți cum o să dați în vinclu stânga. Dacă vă întrebați la ce stadion suntem, suntem la ceva din un stadion din Gimbal. Suntem la un stadion din Gimbal. Și aici Gimbal Brașov, căutați-ne. Da, nu uitați să apăsați butonul de like. O lovitură liberă. Un penalti, scuzați, în vinclu stânga. Ei bine, acum o să încercăm puțin mai greu. Să bătem în dreapta, aici este specializat Alex. Dacă vreți că căutați-l pe Try Alex Croft, aveți link-urile în descriere de la Instagram și TikTok. TikTok-ul meu ca Alex e dispărut de pe TikTok. Dacă vreți, dau eu acum. Dai tu acum? Hai că-i dau eu. Ia zi, Alex. Dau eu, bine, ce hai. Să fac? Fiți atenți, bate un specialist pe dreapta. Specialist? Ia să te vedem. Hai să începem jos, ca să începem mai în jos. Pregătit? Ați văzut? A pus-o la colț, puteți și în dreapta în plasa laterală. Dacă sunteți stângaci, acest colț e mult mai bun, numai fiind noi fiind dreptaci, s-ar putea să nu batem așa bine la colțul ăla ca un stângaci, pentru că și acum unde iau? Ați văzut? Și acum, Alex, ne-o pui în... la vinclu. Ia să la te vinclu? Vedem. Cum am pus-o eu, doar că în partea cealaltă. Ia. Eu cred că pot. Nu crezi? Ia, hai să te vedem. Încerc. Bun. Da. Pe mijloc. Da. Da. Uitați-vă dacă îi faceți o schemă bună la portar. Dacă reușiți să fentați portarul, puteți bate pe mijloc cu o scăriță cea, dar nu suntem Messi în cazul ăsta să o bătem noi așa. Așa că o să încerc și eu în partea dreaptă. Dacă vă întrebați la cât de bun e terenul, ia să fum dacă dai așa cu piciorul. Da, nu-i bun. Terenul e cam delivelat. Ia că o să încerc și eu. Unde vrei, sus sau jos? Prima. Sus. Sus? O să încerc să pun la vinclu. Sper să-mi iasă.
la vinclă, n-am pus-o chiar la vinclă. Ce-a fost bata că n-am văzut? A intrat, dar n-am pus așa bine. Ok. N-am pus-o bine pe vinclu și de asta... Dacă vă întrebați, jaloanele alea s-a luat atât și nu sale mele. Sale mele, nu mai am. Alexa, ne folosim ambii. Și acum o să încerc să pun jos. Ei bine, eu tot timpul când bat în colțul ăla, în dreapta jos, o cam dau pe mijloc, pentru că vreau să bat acolo. Dar acum o să încerc să pun cât mai bine plasa laterală sau chiar să bat bine la colț. Încerc. Da, nu mi-a ieșit cum mi-a ieșit la colț. S-a văzut exact ce a zis acum câteva secunde, că dacă vrea să o dea în dreapta, adică acolo, o dă mai încolo. Da, n-am tras așa bine pe colț dreapta și acum o să încercăm să o punem cu un portar în aplicare. Și mai exact, Alex, te invit la poartă și ne poziționăm și revenim. Bun, băieți, și am revenit aici. Alex va fi portar. Cum te simți? Foarte bine. Zice că nu foarte... Nu cred că se aude, dar... A zis că nu cred că se aude, dar se simte bine acolo în poartă. Hai să vedem cum bine îi voi da. Vreau să vă zic că voi încerca să bat foarte bine la vinclu, să-i o pun tot în stânga și sper să nu mi-o apere. Hai că acolo! Aceleși micuri! Facem din nou altceva, vă învățăm lovituri libere. Hai, Alex, ne aperi, mă, ia zi! O aperi! Portarea născut! Hai să vedem! Am dat mai slab, dar nu apărat. O să mai încerc o dată să o pun mai bine. N-am dat așa bine, după cum ați văzut. Și o să mai încerc încă o dată. Zi, Alexe! Băi! Hai, băieți, că încercăm a doua oară să-l învingem pe Alex. Și după aia va încerca și Alex să mă învingă pe mine. Eu pe tine? La poarta asta e imposibil să ratezi. Hai să vedem. Ia! Eu îi dau, da? Aceasta a fost bine bătută, deoarece nu se aștepta să o bat acolo. Și acum, Alex, ești pregătit? Da, ultima pe care o dai tu. Hai! Și după aia încerci tu, da? Mă arunc acum să vedeți voi. Ia să vedem ce te arunci tu, ia! Hai! Hai că mă arunc! Astea care sunt foarte puternice, poate să se arunce cât vrea el, pentru că nu poate să le scoată. Acum îi trag eu, nu? Și acum îmi trage el, să vedeți că e foarte greu. E greu să aperi în poartă de 7 metri. Dar încerc. Like acolo. Hai. Băieți, unde i-o dau? I-o dau în colț de apta jos. Ai auzit ceva? Nu. Ok. Specialitatea casei. Bă, că m-ai fugărit, nu? Acum îi dau scătița pe centru. Like dacă mai vreți clipuri cu Alex, ia. Hai să ne impresioneze și Alex. Poate facem și unul de la școală. Da, poate, ia să vedem. Este, apărăm. Am dat-o slab, rău. Mai am unul. Și mai are unul, băieții. Pe ăsta dacă-l bate cum trebuie,
Nu, la apăr. Băieți, încerc colț de treapta vinclu. Ai auzit ceva? Nimic. Hai! Dă-i, maestru. Hai că am dat-o. Bine. Hai că te mai las una. Bă, vedeți și voi că nu sunt atât de bun la penaltiuri, dar ce să faci? Hai că mai dă una. Hai, dă-mi aici. Ha, băieți, că-l mai lăsăm una pe Alex. Să ne învingă de două ori. Am dat prost, rău. Se mai întâmplă. Să tăie la montaj asta. Da. Vezi că era... Era mască, oricum. Deci asta o tai și o pui pe... Bine? Asta se tăie și mai bine. Era mască, oricum, băieți, vă zic. Nici o șansă să o apăr. Hai. Bă, și vă zic... Nu eu am dat-o, a dat... Mai sunt niște băieți pe aici și-au dat-o ei. A? Ce bagă mi? N-ar trebui un arbitru aici. Ce? Ar trebui un cameraman de ăsta ca să stea așa, să vedem că... A! Eram pe ea, băieți! Ia, mai dă-mi unul să te egalez. Ia, hai. Ne egalează oare? Poate ne egalează, dar nu din atâția. 3 din 3, o? Dacă vrei, după aia jucăm și penaltiuri. Hai să vedem. Ia! Ma, asta, băieți! Yeah. Un like pentru golul ăsta. Și acum ce zici, jucăm niște penaltiuri. Hai să încercăm, dar înainte, așa, pe final de vlog, aș vrea să dau penalti spectaculos. Ia să încerc. Ia. Fiți atenți, băieți. Băieții, dacă mă vedeți, o să încerc un penalti spectaculos la vinclu. Da? Hai, like. Ai auzit? Tot. Hai. N-am auzit nimic. Ia. Ia. N-am pus-o unde îmi doream, dar am pus-o. Ce? Cred că da. Păi da. Acum trebuie să jucăm unul, unul pe unul la penaltiuri. Ha. Da, măieți, noi mai jucăm aici. Și pe voi. O să vă lăsăm cam atât și cu acest clip spectaculos. Pot să spun, s-au bătut bine. Chiar dacă Alex a mai ratat așa. A dat foarte bine. Nu e adevărat, băieți. Dă foarte bine și el și... Nu uitați, dacă mai vreți clipuri, să dați acolo un like, să apăsați butonul. 5 like-uri și mai facem un clip. 5 like-uri și mai facem. Cum să dai vole? Mai venim aici la Alex și facem clipuri. Da, băieți, nu, să... nu vă minte prima dată când joc pe terenul ăsta. A doua, că ai mai jucat cu echipa. A, da, am mai jucat o dată și am dat 3 goluri la poarta. Jucăm aceeași echipă, Dinamo Brașov, dacă vă interesează. Nu uitați acolo să dați un like. Să vă abonați la canalul meu, că e important. Și vi lasă și pe meu în descriere. Corect. Îl lăsăm și pe Alex în descriere. Alex, revii pe YouTube? Cum să nu? Revine. Hai, forță. El s-a lăsat. E... Vă las și canalul lui dacă vă interesează, dar are clipuri cu Fortnite de mai de mult timp, adică nu e sezon actual sau cea. Și nu, el n-a mai făcut de vreun an. Chiar doi. Un an. Da, băieți, și vreau să vă spun că o să revin. Vine vara, vine căldura. Azi a fost foarte cald aici la noi. Și o să următorul vlog, vă spun eu, vă facem mâine daily vlog la școală. Vrei? Da. Să vedem dacă merge, dar... Vă atâtăm iubitele noastre, fiți voi. Da, băieți, cam atât și cu acest clip. Nu uitați să dați acolo un like, să vă abonați la canal.
Nu uitați să dați subscribe acolo la Alex pe Instagram, pentru că pune poze șmechere, o să vă las link-ul, o să las și TikTok-ul meu. Și da, nu uitați să dați acolo like, să vă abonați. Noi ne revedem la următorul clip. Pa!